Bacalaureat 2020, model oficial pentru clasele de științe, testul numărul 9. Subiectul 1 roman, clasele 9-10. Primul exercițiu, 1. Comparați numerele logaritm în bază 2 din 16 și radical în C3 din 125. Să scriem aceste două numere, unul dat sub formă de logaritm și celălalt sub formă de radical. Iată, radical în C3 din 125. Ne ocupăm mai întâi de logaritm în bază 2 din 16. Aici suntem puși în situația să aplicăm proprietăți specifice logaritmilor. Este egal cu logaritm în bază 2. Vom scrie pe 16 ca o putere a lui 2. Este 2 la puterea 4. Și este egal cu, avem logaritmul unei putere a bazei. 2 la 4 este puterea bazei. Baza este 2. Este egal cu exponentul puterii, cu 4. Ne ocupăm acum de radical în C3 din 125. Este egal cu radical în C3 din 125, este o putere a lui 5, adică 5 la puterea a 3-a, este egal cu, se simplifică indicele radicalului cu exponentul puterii și este egal cu 5. De aici deducem, având în vedere că am obținut două numere naturale, deci rezultă, bineînțeles, 4 este mai mic decât 5. Ceea ce înseamnă că logaritmul în bază 2 din 16, adică 4, este mai mic decât radical în C3 din 125. Trecem la următorul punct, punctul 2, următorul exercițiu. Se consideră funcția f definită pe arcul valor linear, dată de legea f de x egal cu x pătrat plus a plus 2x plus 2a plus 1, unde a aparține lui r. Determinați numerele reale A pentru care graficul funcției F este tangentă la axa OX. Pentru a rezolva acest exercițiu, deși nu este neapărat nevoie, totuși o să facem și o ilustrație. Iată, într-un sistem de axe, ce înseamnă că graficul funcției, care este o parabolă, pentru că avem de-a face cu o funcție de gradul 2, deci avem de-a face cu o parabolă în desen, în sistemul de axe XY, iată, arată, trebuie să arate cam de această formă, acolo unde, iată, graficul este tangent axei OX. Dacă este tangent axei OX, înseamnă că singurul punct de pe parabolă care este comun cu axa OX este cel în care ordonata este 0. Așa se explică de ce. Vom căuta să determinăm valorile lui A, pentru care, iată, f de x este egal cu 0. Adică asta înseamnă că trebuie să determinăm valorile lui A, pentru care ecuația x pătrat, iată să o scriem, x pătrat plus a plus 2x plus 2a plus 1 egal cu 0, deci pentru care această ecuație are soluție unică. De aceea este tangentă. Ori ecuația de gradul 2 are soluție unică dacă delta este egal cu 0. Acesta e motivul pentru care ne ocupăm în continuare de calculul lui delta. Delta este egal cu b pătrat minus 4ac, după formulă. Este egal cu, la noi, b este a plus 2, deci a plus 2 la pătrat, minus 4 ori a, adică ori 1, este coeficientul x pătrat, ori c, care este, iată, 2a plus 1, ori 2a plus 1. Punem aici în paranteză. Calculăm în continuare și aducem la forma cea mai simplă pe delta. A plus 2 la pătrat, conform binomului sumă la pătrat, este a pătrat, plus 4a, plus 4, minus, aici avem 4 pe lângă 2a plus 1. Desfacem paranteza. Minus 4 ori 2a este minus 8a. Minus 4 ori 1, minus 4. Egal mai departe. A pătrat, reducem termene asemenea. 4a cu minus 8a este minus 4a. Și 4 minus 4 se reduc. Așadar, delta este a pătrat minus 4a. Și atunci condiția delta egal cu 0, care face posibil ca
parabola să aibă un singur punct de tangență cu axul X, respectiv ecuația de gradul 2 să aibă soluție unică, deci delta egal cu 0, este echivalent cu a pătrat minus 4a egal cu 0. Valorile lui a care le obținem din rezolvarea acestei ecuații sunt și rezultatul exercițiului nostru. Putem aici să dăm factor comun, a pe lângă a minus 4, așa putem afla soluțiile mai ușor. De aici rezultă că a este egal cu 0, un produs de 2 factori egalat cu 0, deci a mai întâi este egal cu 0, sau celălalt factor egal cu 0, a minus 4 egal cu 0, care conduce la a egal cu 4. Deci 0 și 4 reprezintă soluția problemei noastre. Trecem la următorul exercițiu, 3. Rezolvați înmulțimea numerelor reale ecuația 5 la puterea x pătrat minus x minus 2 egal cu 5 la puterea 3x minus 5. Să rescriem rapid această ecuație. Este vorba de ecuație exponențială, pentru că necunoscuta se află la exponent, acolo unde domeniul de definiție este mulțimea numărilor reale. Nu avem condiții de pus la această ecuație. În faza în care ne aflăm, avem egalitatea între două exponențiale ce au aceeași bază, fapt pentru care trecem la egalarea exponenților. Deci, rezultă x pătrat minus x minus 2 este egal cu 3x minus 5. De aici rezultă mai departe x pătrat, iată, minus x minus 3x este minus 4x, minus 2 minus 5 trece dincolo cu semn schimbat, plus 3 plus 5 este plus 3, plus 3 egal cu 0. Și de aici x1, 2 este egal cu două numere care adunate dau 4 și mulțite dau 3. Sunt 1 și 3. Se poate rezolva, bineînțeles, și cu formula tradițională. Rezultă de aici că soluția acestei ecuații este mulțimea formată din elementele 1 și 3. Trecem la exercițiul 4. Demonstrați că numerele combinări de 4 luate câte una, aranjamente de 4 luate câte 2 și aranjamente de 5 luate câte 2 sunt termeni consecutive a unei progresii aritmetice. Deci ceea ce trebuie să demonstrăm noi este că cele 3 numere, le scriem rapid, sunt în progresie aritmetică în această ordine. Deci sunt 3 numere consecutive în progresie aritmetică. Pentru aceasta să vedem cum calculăm cele 3 numere. Combinări de 4 luate câte una este egal cu 4. Este chiar formula acest lucru. În general, combinări de n luate câte una egal cu n. Aranjamente de 4 luate câte 2 conform definiției aranjamentelor înseamnă 4 înmulțit cu 3. Avem 2 factori, un număr de factori egal cu ceea ce ne indică indicele superior, 2, deci 4 ori 3, care este egal cu 12, și aranjamente de 5 luate câte 2, în aceeași explicație, este egal cu 5 ori, următorul în ordine descrescătoare, 4, egal cu 20. De aici urmărim dacă numărul din mijloc este media aritmetică a celorlalte două numere. Adică dacă 12 este egal cu media aritmetică a celorlalte două numere, adică al 4 și 20. 4 plus 20 supra 2. Este echivalent cu 12 egal cu 24 supra 2, echivalent cu 12 egal cu 12. Chestiune adevărată. Așadar, este adevărat că sunt în progresie aritmetică numerele 4, 12 și 20, ceea ce înseamnă că numerele afișate la început sunt într-adevăr în progresie aritmetică. Am debarasat și am trecut la exercițiul 5. În reperul cartezian XY se consideră punctele A de coordonate minus 1, 1, B de coordonate 1A,
C de coordonate 4, 2A plus 1, pentru A aparține lui R. Determinați numărul real A pentru care punctele A, B și C sunt coliniare. Să rescriem aceste numere rapid, deci A, B și C, și vom spune că aceste trei numere, trei puncte sunt coliniare, A, B, C sunt coliniare, dacă determinantul ce cuprinde cunoscut de la clasă, condiția de coliniaritate a trei puncte, dacă determinantul ce conține coordonatele acestor trei puncte este egal cu 0, respectiv, vom scrie că ABC sunt, iată, coliniare, dacă și numai dacă, determinantul, care are 1 pe ultima coloană, iar pe primele două coloane va cuprinde toate coordonatele punctelor ABC, n-are importanță ordinea, deci vom începe în ordinea în care noi am scris-o, minus 1, 1, coordonatele lui A, coordonatele lui B, 1, A, și coordonatele punctului C, 4, și respectiv 2A plus 1. Dacă acest determinant este egal cu 0 și din această ecuație vom putea să obținem valorile lui A, pentru care acest determinant practic este egal cu 0. Deci trecem la calculul acestui determinant. Preferăm să apelăm la proprietățile determinanților. Încercăm să reducem la calculul unui determinant de ordinul 2. Pe prima linie dorim să formăm zerouri. Și anume, prima coloană, de aceea lucrăm pe coloane, prima coloană o adunăm la a doua coloană și respectiv și la a treia coloană. În felul acesta obținem echivalent cu, iată determinantul care se obține, prima coloană rămâne neschimbată, minus 1, 1, 4, minus 1, 1, 4, iar celelalte două coloane se vor modifica corespunzător. Deci 1 minus 1 este 0, A plus 1 este A plus 1, deci A plus 1, și 2A plus 1 plus 4 este 2A plus 5. Se modifică și a treia coloană, minus 1 minus 1 este 0, 1 plus 1 este 2 și 1 plus 4 este 5, egal cu 0. Este echivalent cu... Dezvoltăm acum după prima linie, în funcție de elementul minus 1, bordăm linia și coloana pe care se află și obținem minus 1 ori determinantul de ordinul 2 cu elementele care au rămas evidențiate aici, A plus 1, 2, 2A plus 5 și 5. Deci A plus 1, 2, 2A plus 5 și 5. Egal cu 0. Bineînțeles, înmulțim cu minus 1, nu avem nevoie deci de coeficientul din față, avem o egalitate și atunci rezultă în continuare, dezvoltăm acest determinant de ordinul 2, este 5 pe lângă A plus 1, deci conduce la ecuația următoare, 5 pe lângă A plus 1, minus 2 pe lângă 2A plus 5 egal cu 0. Rezultă mai departe, 5A plus 5, desfacem paranteza, minus, înmulțim cu 2, minus 4A minus 10 egal cu 0. Continuăm, 5A minus 4A este A și 5 minus 10 este minus 5, egal cu 0. Și de aici, valoarea lui A, A egal cu 5. Și am ajuns în sfârșit la exercițiul 6. Determinați raza cercului circumscris triunghiului MNP, știind că MN este 16 și măsura unghiului P egal cu 30 de grade. Să desenăm aproximativ un astfel de triunghi, iată, triunghi notat cu MNP, acolo unde MN este 16 și unghiul din P este egal cu 30 de grade. Relativ la aceste date ale problemei, este bine să ne gândim la teorema sinusurilor care leagă laturile și, sinusul unghiului opus. Iată, este vorba de o notare
standard cu litere mici alaturilor, MN și P, am notat laturile, pentru aceasta scriem în întregul ei teorema sinusurilor, iată, pregătim terenul, anume că M suprasinus de M este egal cu N suprasinusul unghiului opus, sin de N, și este egal cu P mic suprasinus de unghiul P. Și este egal cu de două ori raza. Din această teoremă a sinusilor, bineînțeles, ne alegem proporția care are toate datele problemei, și anume este vorba de P suprasin de P egal cu 2R. Aceasta din urmă, rezultă că P, adică 16, suprasinus de 30 de grade, sinusul unghiului opus, sinus de P, este egal cu de două ori raza. Adică este, de aici rezultă, că avem 16 supra sin de 30 de grade este 1 pe 2, egal cu de 2 ori raza. Vom împărți cu 2 și atunci obținem 16 împărțit la 2 este 8, supra 1 pe 2, egal cu raza. Și bineînțeles, raza într-un final este egal cu 2 ori 8, adică cu 16. Subiectul 2 Roman 1, materia clasei 11-a, algebră. Se consideră matricea A de A egal cu 1A minus 1, 1 minus 1, minus A, A minus 1, 1 și sistemul de ecuații X plus AY minus Z egal cu A, X minus Y minus AZ egal cu minus 1 și AX minus Y plus Z egal cu minus 1, unde A aparține numerelor reale. Și avem trei cerințe. Prima cerință, la punctul A, o chestiune de calcul simplă. Arătați că determinant de A de 1 este egal cu minus 4. Deci, determinant de A de 1 este egal cu, pregătim iată terenul pentru scrierea acestui determinant, toate elementele matricei A de A, acolo unde A este egal cu 1. Vom avea 1, acum urmează A, deci vom pune 1, minus 1. Apoi 1 minus 1 și urmează minus A, deci minus 1. A treia linie, A minus 1, 1, deci avem 1, minus 1, 1. Aici vom calcula în felul următor, apelăm din nou la proprietățile determinanților, este vizibilă această posibilitate, să adunăm la coloana a doua, coloana a întâi. Și obținem în felul acesta, da? Pregătim determinantul de ordinul 3, astfel modificat pe baza acestei proprietăți. Prima coloană rămâne neschimbată, 1, 1, 1. A doua coloană se modifică, 1 plus 1 este 2, 1 minus 1, 0 și din nou 1 minus 1, 0. Și ultima rămâne de asemenea, ultima coloană neschimbată, minus 1, minus 1, 1. Este egal cu, dezvoltăm în funcție de elementul 2 de pe prima linie, bordăm linia și coloana pe care se află, și avem, atenție, 2 se află pe poziție negativă, avem plus minus, deci vom avea 2, dar cu minus, înmulțit cu determinantul de ordinul 2 cu elementele astfel rămase. Adică 1, minus 1, 1, 1. Este egal cu minus 2 ori, pentru toată lumea, facem calculul determinantului de ordinul 2, 1 ori 1, deci 1, minus 1 ori minus 1. Deci, minus 1 cu minus în față, plus 1. Este egal cu minus 2 ori 2. Egal cu minus 4. Deci, se adeverește primul rezultat. Trecem acum la punctul B. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui A, pentru care matricea A de A este inversabilă. Mai întâi să prezentăm chestiunea de ordin teoretic, adică există A la minus 1, dacă și numai dacă, determinantul matricii A de A este diferit de 0. Pornind de la această concluzie obținută
la orele de curs, înseamnă că trebuie să calculăm determinant de ADA și să vedem în ce condiții determinant de ADA este diferit de 0. Iată, pregătim deci determinantul. Toate elementele matricii vor fi scrise. Deci va fi 1, T1, A, minus 1, 1, minus 1, minus A și A, minus 1, 1. Este egal cu, preferăm și aici să folosim proprietățile determinanților. Iată, vom aduna coloanele 2 și 3 la coloana 1. Obținem în felul acesta un determinant, și anume, determinant tot de ordinul 3, bineînțeles, pe care îl vom scrie în felul acesta. Da. Adunând ambele coloane la coloana 1, coloanele 2 și 3 la coloana 1, obținem A, apoi minus A și A. Avem A, minus 1, celelalte rămân pe loc, minus 1, minus A și minus 1, 1. Egal cu, nu vom ezita, bineînțeles, de pe coloana 1 să dăm factor comun pe A. Deci este egal mai departe A ori și urmează determinantul mult mai simplu decât cel inițial. Da? Începem să scriem pe coloane. Avem 1, minus 1, 1, apoi A, minus 1, minus 1, minus 1, minus A, 1. Și este egal în continuare. În continuare ne folosim de proprietăți, ne uităm de data aceasta pe linii, deci linia a doua o vom aduna la prima și aceeași linie a doua o adunăm și la a treia. În felul acesta se obțin 2 de 0. Și anume, avem determinantul a ori, începem să modificăm prima linie, avem 0, deci 0, A minus 1, A minus 1 și minus 1, minus A sau minus A, minus 1. Linia din mijloc, deci a doua, rămâne neschimbată, minus 1, minus 1, minus A. Se modifică și linia a treia. A doua linie se adună la a treia și obținem 0. Minus 1 plus minus 1 este minus 2 și minus A plus 1. Deci minus A plus 1. Egal în continuare, egal cu A ori și urmează acum reducere la un determinant de ordinul 2. Elementul minus 1 de pe prima coloană este vizat, funcție de el bordăm linia și coloana corespunzătoare și obținem în felul acesta, începem cu minus minus 1, atenție, minus 1 se află pe poziție cu minus, deci minus ori minus 1 este 1, ori și urmează determinantul de ordinul 2. A minus 1, minus A minus 1, minus 2 și minus A plus 1. Este egal mai departe. Este egal cu A pe lângă. Să începem în felul acesta. Avem A minus 1 pe lângă minus A plus 1, deci A minus 1 pe lângă minus A plus 1, sau pe lângă 1 minus A, este același lucru, minus cealaltă diagonală, avem plus 2 pe lângă minus A minus 1. Este egal mai departe cu A pe lângă, desfacem parantezele, avem A minus A pătrat minus 1 plus A minus 2A minus 2, egal mai departe, este egal cu A, pe lângă, reducem termenii asemenea, avem minus A pătrat, da? A plus A este 2A, minus 2A este 0, de s-a anulat, și mai rămâne minus 1, minus 2, adică minus 3. Dăm factor comun pe minus în paranteză și avem minus A
pe lângă a pătrat plus 3. Ori minus a pe lângă a pătrat plus 3, iată, minus a pe lângă a pătrat plus 3, este egal cu 0, deci condiția în care nu avem matrice inversă, deci ar fi egal cu 0, doar dacă este echivalent cu a egal cu 0. De ce? Pentru că a pătrat plus 3 este o cantitate strict pozitivă, este diferită de 0, este o sumă de pătrate în care unul dintre termeni este clar diferit de 0. Deci a pătrat plus 3 niciodată nu este 0. Așadar, determinantul a de a este 0 pentru a egal cu 0. Și atunci, bineînțeles, există a la minus 1, deci rezultă că a trebuie să aparțină lui r mai puțin 0, tocmai pentru că acest determinant să nu se anuleze. Adică x să aparțină lui r stelat. Orice număr real mai puțin 0 face posibilă existența matricii a la minus 1. Am debarasat și am trecut la punctul C. Arătați că sistemul de ecuații nu admite nicio soluție x0, y0, z0, deci un astfel de triplet, pentru care x0 egal cu y0 egal cu z0. Păi să vedem ce se întâmplă dacă x0 este egal cu y0 egal cu z0. Ne propunem să atacăm această problemă în felul următor. Considerăm că ar fi toate egale și atunci ar trebui să fie egal cu un alfa aparținând lui R, să fie un număr atât pentru x0, y0, cât și pentru z0. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că dacă alfa este alfa, alfa, alfa practic este soluția, ar însemna că trebuie să fie verificat sistemul. Deci rezultă atunci că sistemul, acolo unde în loc de x, y și z punem alfa, trebuie neapărat să reprezinte trei egalități adevărate și să existe A astfel încât să se întâmple acest lucru. Adică, dacă toate variabilele sunt alfa și reprezintă soluție, înseamnă că alfa plus A ori alfa, deci ce facem? În loc de X, Y și Z punem alfa. Și minus alfa este egal cu A. Alfa minus alfa minus a ori alfa este egal cu minus 1, a ori alfa minus alfa și plus alfa trebuie să fie egal cu minus 1, adică să existe un a pentru care toate cele trei egalități să fie adevărate. De aici rezultă mai departe, reducem desigur termenii asemenea, iată în prima ecuație obținem a ori alfa egal cu A, în a doua din nou se reduce alfa minus alfa și dacă mulțim cu minus 1 obținem din nou A ori alfa, de data aceasta egal cu 1, se reduc și în egalitatea a treia și obținem A ori alfa este egal cu minus 1. Ori din relațiile 2 și 3, de aici este cel mai convenabil de observat, rezultă că nu există aici, așa, nu există A aparținându-i R, astfel încât relațiile 1 și 2 să fie adevărate, astfel încât 1 să fie egal cu minus 1. Deci alfa egal cu 1 și A ori același alfa egal cu minus 1 este imposibil, oricare ar fi A un număr real. Deci rezultă că nu există un A aparținând iar, astfel încât 1 să fie egal cu minus 1. Deci este imposibil. Într-adevăr, sistemul de ecuații nu admite nicio soluție cu această condiție, ca X, Y și Z să fie un același alfa. Subiectul 2, roman 2, materia clasei a 12-a, legi de compoziție, izomorfism, grupuri. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x operat cu y egal cu radica în C3 din x la 3 plus y la 3 plus 8. Și avem prima cerință, iată, punctul A. Arătați că 2020 operat cu minus 2020 este egal cu 2. Să scriem primul membru,
pregătim pentru a aplica legea de compoziție. Deci 2020 operat cu minus 2020 va fi egal cu, aplicăm legea dată în textul problemei, iată, este radical indice 3 din prima parte la a treia, adică 2020 la puterea a treia, plus minus, urmează y la a treia, adică a doua parte, deci minus 2020, totul la puterea a treia, plus 8, egal mai departe, având în vedere că minus 2020 este ridicat la putere impară, este de fapt egal cu minus 2020 la puterea a treia, la a treia. Urmează că cele două numere, die de subradical, primii doi termeni, se reduc și obținem radical indice 3, iată, din 0 plus 8, adică din 8. Este egal mai departe cu radical indice 3, 8 este 2 la 3, este un cub, și este egal cu, simplificăm indicele radicalului cu exponentul puterii și obținem că este egal cu 2, rezultatul de altfel cel scontat. Și acum trecem la punctul B. Determinați elementul neutru al legii de compoziție asterix. Vom scrie, bineînțeles, propoziția specifică existenței elementului neutru. Iată, există un E, acesta e cuantificatorul logic cu care începem, astfel din R, bineînțeles, astfel încât oricare ar fi un X aparținând R, să avem că X operat cu E este egal cu E operat cu X și este egal cu X, adică lasă elementul X neschimbat, oricare ar fi acesta. Având în vedere că legea de compoziție nu este doar asociativă, așa cum ne asigură autorul, dar este și comutativă, întrucât x la 3 plus y la 3 subradical este egal cu y la 3 plus x la 3, putem să alegem oricare din egalități, adică x operat cu e egal cu x este cel pe care îl alegem noi, egalitatea care o alegem noi. Deci pornim la drum cu x operat cu e egal cu x, de acolo de unde îl aflăm, bineînțeles, pe e. Trebuie să punem în evidență faptul că există un E cu această proprietate. Dăm curs legii de compoziție X operat pentru X operat cu E. Avem în felul acesta radical indice 3, da? Din prima parte la a treia, adică X la a treia, plus a doua parte la a treia, în cazul nostru E la a treia, plus 8, este egal cu X. Bineînțeles, vom ridica la puterea a treia, căutăm să-l aflăm pe E, să nu uităm, și atunci rezultă de aici, se elimină radicalul în partea stângă și avem x la a treia plus E la a treia plus 8 este egal cu, ridicăm la a treia și partea și membru drept, x la puterea a treia. Se reduc x la a treia cu x la a treia din membru drept și obținem în felul acesta E la a treia plus 8 egal cu 0. Rezultă mai departe E la a treia este egal cu minus 8 și de aici E este egal cu radical indice 3 din minus 8, radicalul indice impar există din număr negativ, care conduce desigur la minus 2. Deci E egal cu minus 2 este elementul neutru. Trecem și la punctul C. Iată, în acest spațiu care ne-a rămas, punctul C, știind că R, steluța, este grup, demonstrați că funcția f definită pe R cu valori în R, dată de legea f de x, egal cu x la 3 plus 8, este morfism de la grupul R, steluță, la grupul R plus. Deci este vorba aici de R plus, un grup cunoscut, un grup al numerelor reale, vis-a-vis de operația, un raport cu operația de adunare. Să ne fixăm noțiunile. Iată, avem R stelat, care este un grup. Nu avem sarcina de a demonstra că este un grup, de chiar dacă cunoaștem deja că are element neutru, deci respectiv asociativitatea și
elemente simetrizabile, nu ni se pune în sarcină să facem acest lucru. Deci este un grup. De asemenea, R+, cum spuneam, este un grup cunoscut. Și între aceste două grupuri se realizează un morfism. Trebuie să demonstrăm acest lucru. Morfism, iată, dat de legea următoare. R de X egal cu X la 3A plus 8. Deci un morfism de la grupul R stelat la grupul R+. Aici avem un morfism F. Să demonstrăm că F este un morfism înseamnă să demonstrăm că F de X operat cu Y conform legii de compoziție a primului grup este egal cu compusul imaginilor. În cazul nostru vorba de suma lui imaginilor lui X și a lui Y, adică F de X plus F de Y. Vom porni de la F de X operat cu Y. Iată, de aici vom porni. De la F de X operat cu Y. Și vom scrie că este egal cu. Mai întâi aplicăm legea funcției F conform lui X la 3 plus 8. În cazul nostru se ridică la 3a x operat cu y, deci este egal cu x operat cu y totul la 3a plus 8. Am aplicat legea funcției. Egal mai departe. Acum dezvoltăm x operat cu y conform legii de compoziție, înseamnă radical indice 3 din x la puterea 3a plus y la puterea 3a plus 8. Totul la puterea a treia și plus 8 este egal cu, avem ridicat la treia un radical indice 3, deci se anulează ordinul radicalului cu puterea, deci este egal mai departe cu x la treia plus y la treia plus 8 plus 8. Nu vom reduce termenii asemenea, căci în cazul acesta fugim de rezultat. Grupăm corespunzător x la 3 plus 8, iată, x la 3 plus 8 plus y la 3 plus 8. Ori x la 3 plus 8 este f de x, iar y la 3 plus 8 este f de y. Și am ajuns în felul acesta la ceea ce ne aștepta, de fapt, în membru drept. F de X operat cu Y este egal cu F de X plus F de Y. Rezultă, deci, că F, într-adevăr, este un morfism. Subiectul 3, roman 1, materia clasei 11, analiză matematică. Se consideră funcția F definită pe minus 2 plus infinit cu valori în R, dată de legea F de X egal cu 1 supra X plus 2 plus 1 supra X plus 4. Prima chestiune, arătați că limită când x tinde la infinit din x ori f de x este egal cu 2. Să scriem acest lucru, iată, limită când x tinde la infinit, x ori f de x, deci x ori, vom scrie explicit funcția 1 supra x plus 2 plus 1 supra x plus 4. Deci aceasta este limita ce trebuie să fie calculată. Vom evita să adunăm fracțiile în interiorul parantezei. Este egal cu, vom înmulți cu x fiecare dintre fracțiile din paranteză. Și avem limită când x tinde la infinit din x supra x plus 2, am înmulțit cu prima fracție, plus x supra x plus 4. Am înmulțit cu a doua fracție. Egal cu, acum avem limită dintr-o sumă care înseamnă suma limitelor. Să scriem pentru toată lumea acest lucru. Limită când x tinde la infinit din x supra x plus 2 plus limită când x tinde către infinit din x supra x plus 4.
Și acum cele două limite, fie că le facem după metode din semestrul 1, analiză matematică clasa 11-a, sau cu regula lui L'Hôpital, ajungem, bineînțeles, la același rezultat. Prima limită, avem gradele totuși egale, x este la 1, jos avem tot x la 1, limită, o astfel de limită, când x tinde la infinit, este raportul coeficienților dominanță, adică 1 pe 1. Deci este egal cu 1 pe 1, ca să înțelegem ce am făcut, plus a doua limită se discută în mod analog. Din nou avem 1 pe 1. Deci este egal cu 1 plus 1 egal cu 2 și se adeverește, iată, primul rezultat. Trecem acum la punctul B. Demonstrați că funcția f este descrescătoare pe intervalul minus 2 plus infinit. Știind că monotonia este determinată de semnul derivatei, de aceea ne apucăm de construcția sau calculul derivatei. Iată, f derivat de x este egal cu, din nou nu vom aduce fracțiile la același numitor, este mult mai preferabil în modul acesta să lucrăm cu ele despărțite, este egal cu, avem derivata unei sume, deci va fi suma derivatelor. Este egal cu 1 supra x plus 2, totul derivat, plus 1 supra x plus 4, totul derivat. Și aici vom profita de o formulă de la derivarea funcțiilor compuse, asta nu înseamnă că numai așa se poate face. Deci 1 supra u, în care u este o funcție de x, 1 supra u derivat este egal cu minus 1 supra u pătrat ori u derivat. În cazul, derivatei noastre avem de două ori de aplicat această formulă, în care u este x plus 2 în prima instanță și a doua oară este x plus 4. Deci vom avea minus 1 supra x plus 2 totul la pătrat ori x plus 2 derivat care este 1, deci nu îl mai scriem, și plus, adică minus 1 supra x plus 4 totul la pătrat ori x plus 4 derivat care este 1. Este egal cu, iată beneficiul din faptul că nu am adus la numitor comun, dăm acum factor comun pe minus, pe lângă, 1 supra x plus 2 totul la pătrat plus 1 supra x plus 4 totul la pătrat. Sunt pozitive ambele fracții pentru că este vorba de o sumă de pătrate, deci iată că este mai mic decât 0, oricare ar fi x aparținând intervalului de definiție minus 2 plus infinit. Ceea ce înseamnă că rezultă că funcția f este mereu descrescătoare și simbolizăm în felul acesta. Am debarasat și trecem acum la punctul C. Determinați x aparținând lui minus 1 plus infinit, pentru care f de x aparține lui z. Pur și simplu nu avem deocamdată un element de care să ne legăm, de aceea, în astfel de situații, mai ales că suntem la ultimul punct al acestui exercițiu, recomand călduros să studiem tabloul de variație al funcției. Din variația funcției vom avea suficiente idei pentru a răspunde la întrebarea de la punctul C. Iată, pregătim terenul pentru tabloul de variație. Avem x, ne interesează pe minus 1 plus infinit, deci de la minus 1 la plus infinit, avem pe a doua linie derivata și, bineînțeles, pe ultima linie variația funcției. Cunoaștem de la punctul B faptul că derivata este mereu negativă, deci am stabilit semnul derivatei și nu se anulează nicăieri. Acum vom vedea cum se comportă funcția la capetele acestui interval, minus 1 plus infinit. Minus 1 face parte din domeniul indicat la punctul C, de aceea vom calcula direct f de minus 1 este egal cu, înlocuim în legea funcției, este 1 supra minus 1 plus 2 plus 1 supra
minus 1 plus 4 egal cu 1 pe 1, deci 1 plus 1 pe 3 egal cu 4 pe 3. Deci la minus 1 funcția este 4 pe 3. Apoi mai putem calcula și limita, comportamentul la plus infinit, limită când x tinde la plus infinit din f de x, care este egal cu 1 supra, înlocuim pe x cu infinit, infinit plus 2, deci 1 pe infinit, plus, din nou, 1 pe infinit plus 4, deci infinit, egal cu 0. 0 plus 0, care este egal cu 0. Deci la plus infinit funcția este 0. Stabilim și monotonia, iată, este descrescătoare, de fapt la punctul B am stabilit acest lucru. Și observăm ceva foarte important din tabloul acesta de variații, care ne va fi foarte util în a da răspunsul corect la punctul C, anume că imagine de F pe intervalul, bineînțeles, minus 1 plus infinit este egal cu, cea mai mică valoare este 0, de fapt este un infimum al mulțimii imagine de F, deci este 0 și maximul este 4 pe 3. 4 pe 3. Deci imagine de F este acest interval. Ori 0, 4 pe 3, intervalul acesta, intersectat cu mulțimea numerelor întregi, va reprezenta o mulțime formată dintr-un singur element, și anume 1. 1 este singura valoare număr întreg pe care funcția o poate obține. Pentru că imaginea de F este doar 0, 4 pe 3 și 1 este singurul număr întreg în acest interval. De aceea vom traduce punctul C, cerința de la punctul C, în felul următor. Vrem să determinăm pe X, aparținând lui minus 1 plus infinit, astfel încât F de X să fie număr întreg, singurul care poate fi este 1, deci astfel încât f de x este egal cu 1. Practic avem de rezolvat această ecuație, să-l aflăm pe x, pentru care f de x este 1. Deci asta este echivalentă cu legea funcției, este 1 supra x plus 2 plus 1 supra x plus 4 egal, iată, cu 1. Vom înmulți cu numitor comun. Ce rezultă mai departe? Prima se amplifică, desigur, cu x plus 4, a doua cu x plus 2 și eliminăm numitorul și avem atunci x plus 4 plus x plus 2 egal cu 1 mulțit cu numitor comun, adică x plus 2 pe lângă x plus 4, x plus 2 pe lângă x plus 4. Rezultă mai departe 2x plus 6 este egal cu, dezvoltăm aici, mulțim parantezele, x ori x este x pătrat, plus 4x plus 2x, mai reducem din mers termene asemenea, plus 6x plus 8. Și rezultă mai departe, x pătrat, citim de la dreapta spre stânga și reducem termene asemenea, plus 6x minus 2x este plus 4x, plus 8 minus 6 este plus 2, egal cu 0. Rezolvăm această ecuație de gradul 2. Preferăm să facem un artificiu de calcul, să scriem x pătrat plus 4x plus 4 minus 2, egal cu 0. În loc de 2 am scris 4 minus 2. Ca să formăm aici un binom sumă la pătrat, x plus 2 totul la pătrat, egal cu 2. De aici rezultă că x plus 2 este egal cu plus sau minus radical din 2. Mergem mai departe în aflarea lui x, deci avem x este egal cu minus 2 minus radical din 2 sau x este egal cu minus 2 plus radical din 2, minus 2 plus radical din 2. Dintre acestea două, minus 2 minus radical din 2 este mai mic decât minus 1, deci nu convine.
Iar minus 2 plus radical din 2 este mai mare decât minus 1, deci convine. În felul acesta, pentru x egal cu, scriem noi, radical din 2 minus 2, iată-l, se află undeva în această zonă, deci la dreapta lui minus 1, aici este radical din 2 minus 2, deci pentru x egal cu radical din 2 minus 2, rezultă că f de x este egal cu 1, aparține, desigur, lui z. Subiectul 2, roman 2, materia clasei a 12-a, analiză matematică. Se consideră funcția f definită pe R cu valori în R, dată de legea f de x egal cu x plus 1 supra e la x. Prima cerință, arătați că integrală de la 0 la 1 din x plus 1 supra f de x, de x, este egal cu e pătrat minus 1. Să scriem această integrală, tot rapid, este vorba de x plus 1 supra f de x, adică legea funcției, x plus 1 supra e la x. Deci x plus 1 supra e la x, de x. Linia principală a fracției supraetajate este prima linie de fracție. Deci va fi egal cu, înmulțim prima pe x plus 1 cu a doua inversată, se simplifică desigur cu x plus 1 și obținem integrală de la 0 la 2 din e la x, de x. Este integrală elementară, aplicăm Leibniz-Newton, primitiva este e la x, de la 0 la 2. Și înlocuim cu 2, este e la puterea 2 minus e la puterea 0, adică este egal cu e la 2 minus 1. Și am obținut rezultatul scontat. Trecem la următorul punct, punctul B. Calculați integrală de la 0 la 1 din e la 3x ori f pătrat de x de x. Să scriem și această integrală rapid. Integrală de la 0 la 1 din e la 3x înmulțit cu f pătrat de x, adică x plus 1 supra e la x totul la pătrat. Ne permitem să scriem deja înmulțit cu, ridicăm x plus 1 la pătrat supra e la x totul la pătrat, adică e la 2x de x. Este egal cu, aducem la o formă mai simplă, bineînțeles, vom avea integrală de la 0 la 1 din e la 3x supra e la 2x este e la x, este e la puterea 3x minus 2x. Deci e la x, e la x, pe lângă x plus 1 totul la pătrat de x. Egal în continuare, se prefigurează aplicarea integrării prin părți, de aceea preferăm deja să scriem că e la x este de fapt primitiva lui e la x, deci se poate scrie e la x derivat, este același lucru, pentru a se vedea clar aplicarea integrării prin părți. Este egal cu amândouă funcțiile nederivate, deci e la x pe lângă x plus 1 la pătrat și totul de la 0 la 1, minus integrală de la 0 la 1, și acum schimbăm e la x nederivat ori x plus 1 totul la pătrat derivat. Derivăm ca o funcție compusă, este u pătrat derivat, care este egal, să scriem aici, u pătrat derivat este egal cu 2u ori u derivat. Deci vom avea 2x plus 1 ori x plus 1 derivat, dar x plus 1 derivat este 1. Deci 2 ori x plus 1. 2 ori x plus 1. 2 ori x plus 1. Dar 2 îl trecem în față, mai facem un pas în felul acesta, totul de x. Este egal mai departe. Această integrală o să o notăm cu i1, iar în prima expresie înlocuim cu 1 și respectiv cu 0. Și vom obține, înlocuind cu 1, obținem e la întâia pe lângă 2 la pătrat, deci 4e, deci vom avea 4e, minus, înlocuim acum cu 0. În paranteză avem 1 la pătrat, deci 1, și e la 0 este 1, deci minus 1. Și minus 2, așa cum am precizat, ori i1.
Până în prezent avem integrala noastră i, un rezultat, să zicem, de etapă, un rezultat parțial, i este egal, iată, cu 4e minus 1 minus 2 i 1. Este bine să lucrăm organizat. Și acum trecem la calculul integralei i1. Deci, iată, i1 este egal cu integrală din e la x ori x plus 1, scriem deja e la x derivat pe lângă x plus 1 de x de la 0 la 1. Deci, în loc de e la x, am scris e la x derivat, pentru că este previzibil și aici integrarea prin părți. Este egal cu e la x pe lângă x plus 1, amândouă nederivate, de la 0 la 1, minus integrală de la 0 la 1, schimbăm acum, e la x nederivat ori x plus 1 derivat, adică din e la x, x plus 1 derivat fiind 1, de x. Este egal mai departe cu, înlocuim în expresie cu 1 și obținem 2e, deci egal cu 2e, înlocuim cu 0 și obținem e la 0, 1, ori 1, deci minus 1, și minus, ca să nu greșim, scriem aici e la x de la 0 la 1, căci primitiva lui e la x este e la x. Egal mai departe cu 2e minus 1, minus, din nou ca să nu greșim, paranteză, înlocuim cu 1, avem e la întâia, minus e la 0, adică minus 1. Este egal mai departe cu 2e minus 1 minus e plus 1. Egal cu, se reduc 1 cu minus 1 și 2e minus e este egal cu e. Revenim mai sus și vom scrie atunci că este egal mai departe i cu 4e minus 1 minus 2 ori i1 care este e. Egal mai departe, 4e minus 2 este 2e minus 1. Acesta este rezultatul final de la punctul B. Am debarasat și am trecut la ultimul punct al acestei probleme. Punctul C. Se consideră numerele reale pozitive A, B și C. Demonstrați că dacă 1 minus integrală de la 0 la A din f de x supra x plus 1 de x, 1 minus integrală de la 0 la B din f de x supra x plus 1 de x, 1 minus integrală de la 0 la c din f de x, x plus 1, supra x plus 1 de x, sunt termeni consecutive a unei progresii geometrice, atunci a, b și c sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. Propunem următoarea organizare în demersul nostru, și anume, să notăm primul element, primul termen acestei progresii geometrice, cu alfa, al doilea cu beta și al treilea cu gamma. Și avem faptul că cele trei numere, alfa, beta și gamma, se află, iată, în progresie geometrică. Vom calcula prima dată pe alfa. Alfa este egal cu 1 minus integrală, iată, de la 0 la a, din f de x, adică din x plus 1, începem cu linie de fracție, deci din x plus 1 supra e la x, totul supra x plus 1, x plus 1. Deci am scris efectiv cine este f de x, de x. Și calculăm această diferență, este 1 minus integrală de la 0 la a, din, se simplifică bineînțeles cu x plus 1, avem prima fracție mulțită cu a doua inversată, vom efectua această împărțire și obținem 1 supra e la x, 1 supra e la x de x. Egal mai departe, scriem sub o formă convenabilă, întâlnită de multe ori și la clasă, integrală de la 0 la a, expresia vorbesc din integrală, 1 supra e la x este e la minus x de x. Ori primitiva funcției e la minus x este minus e la minus x. Deci minus e la minus x se cunoaște derivat este egal cu e la minus x.
Deci este egal mai departe cu 1 minus minus e la minus x, căci aceasta este primitiva, iată, de la 0 la a. Este egal mai departe cu 1 minus, zicem aici plus, e la minus x, de la 0 la a. Deci doar e la minus x este de la 0 la a. Minus cu minus am transformat în plus. Este egal mai departe cu 1 plus, aplicăm Leibniz-Newton, avem e la minus a minus e la puterea 0. Deci plus această paranteză. Este egal mai departe, egal cu 1 plus, e la minus a este 1 supra e la a, am revenit la această formă, minus 1. Se reduc, bineînțeles, 1 cu minus 1 și este egal cu 1 supra e la a. În felul acesta l-am obținut pe alfa. Deci alfa este egal cu 1 supra e la puterea a. Într-un mod absolut similar, doar în locul lui a punem b și pe urmă c, se obține beta, deci în mod analog putem scrie, beta este egal cu 1 supra e la b. Și gamma este egal cu 1 supra e la puterea c. Ce cunoaștem? Cunoaștem faptul că alfa, beta și gamma sunt în progresie, în progresie geometrică. Pornind acum de la faptul că alfa, beta și gamma sunt în progresie geometrică, asta înseamnă că, odată ce alfa, beta și gamma sunt calculați, au exprimarea în funcție de a, b și c, atunci rezultă că beta, elementul din mijloc, la pătrat egal cu alfa ori gamma, reprezint aici progresia geometrică, beta este medie proporțională între alfa și gamma, se traduce în următoarea relație. Beta este 1 supra e la puterea b, totul la pătrat, deci beta pătrat, este egal cu alfa, adică 1 supra e la puterea a, ori 1 supra e la puterea c, adică ori gamma, 1 supra e la puterea c. Rezultăm mai departe. 1 supra e la puterea b, totul la pătrat, înseamnă 1 supra e la puterea b, totul la pătrat, adică e la 2b, este egal cu 1 supra e la a ori e la c este e la puterea a plus c. Și de aici rezultă mai departe, eventual 1 supra e totul la puterea 2b este egal cu 1 supra e la puterea totul la puterea a plus c. Avem două puteri care au aceeași bază, egalăm exponenții, rezultă de aici că 2b este egal cu a plus c. Să mai scriem și sub forma aceasta că b este egal cu a plus c supra 2, adică b este media aritmetică a numerelor a și c, ceea ce înseamnă că, deci rezultă de aici, că numerele a, b și c sunt în progresie aritmetică, iată, vom scrie în felul acesta, a, b și c. Deci dacă alfa, beta, gamma, adică cele trei expresii exprimate la punctul C sunt în progresie geometrică, atunci și ABC sunt în progresie aritmetică.